Panica aseară în blocul 17 de pe strada Văilor după ce un incendiu a izbucnit în scara blocului la parter. Mai multe obiecte de mobilier și 9 contoare electrice au fost afectate. Oamenii au sunat disperați la 112 și până să vină pompierii, aceștia au încercat să stingă incendiul și să iasă din locuințe. A fost o canapea unui vecin scoasă afară să o ducă la țară și ori fi fumat acolo în spate unde sunt contoarele și tot foc. Să panică lumea. Tot foc, făcut fum, păscări, peste tot, și toată lumea afară, în toată pompierii, venire, o scoaseră afară. S-au panicat oameni? S-au panicat, dar chiar o vecină e deja la spital. A făcut atac de panică și urmează probabil să-și revină. Și încă o vecină a mai avut un pic de efect datorită fumului. Fum a fost peste tot. Au fost evacuate și persoanele din bloc? O parte da, dar o parte au ieșit pe balcon și a luat aer de afară. Sunt la etajul 4, am desfăcut trapa imediat în momentul când am văzut fumul. Mirosa a fumul, s-a deschis ușa, s-a văzut, până am scos copilul, soția. Și au venit pompieri, altceva nu avem ce să. Și am aflat după aceea că au luat canapeaua aceea și contoarele am înțeles că starse tot. Incendiul nu a provocat pagube importante și a fost lichidat cu ajutorul mijloacelor de primă intervenție din dotarea autospecialelor. La fața locului s-au deplasat pompierii de la detașamentul Slatina cu 2 autospeciale de stingere, o autoplatformă pentru salvări de la înălțime și un echipaj MURD. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la mai multe obiecte de mobilier depozitate la parterul blocului și au fost afectate și mai multe contoare electrice. Incendiul a fost stins cu ajutorul mijloacelor de primă intervenție din dotarea autospecialelor, fără să provoace pagube importante. În urma acestui incendiu, oamenii au fost nevoiți să stea peste 2 ore fără curent electric.